Vă salut și eu în această frumoasă duminică de primăvară. În sfârșit de a venit primăvara și în Galați, în România. Ne bucurăm pentru copacii care au înflorit, în mod special magnorile. Ați văzut ce frumoase sunt? Chiar aici, la tribunal, în drum spre biserică, le vedem cât de frumoase sunt, ce frumoasă este creația lui Dumnezeu. Suntem pe finalul cărții Apocalipsa. Felicitări că ați rezistat. Mai e puțin și zidem în cartea Apocalipsa și mai e puțin și vine Domnul. Amin. Nu știu care e bucuria mai mare, că vine Domnul să găsește în cartea Apocalipsa. Nu contează. E important de că am două ani și. Capitolul 20 este unul dintre cele mai grele capitole din întreaga Biblie. Oare de ce l-a pregătit Dumnezeu pentru această dimineață? Nu știm. Vom vedea astăzi. Se zice că un călător era în pustiul Sahar și călătorea spre o destinație imprecisă a găsit la un moment dat un beduin care avea o tarabă pe care credea că vinde apă. Și a dus la și a spus, vreau apă că mor de sete. Și el mi-a spus, îmi pare rău, dar aici, la această tarabă, nu se vinde apă. Tot ce pot să-ți dau este o cravată, dacă vrei. Și eu am spus, cravată? Ce să fac cu cravată? Aici mor de sete și tu nu ai o cravată? Și a spus, îmi pare foarte rău, e tot ce pot să-ți ofer. Dar unde găsesc apă, întreabă călătorul. Dacă treci de această dună de nisip, poți să găsești restaurantul fratelui meu și acolo poți să cumperi apă. Și a plecat omul. După trei ore, se întoarce gâfâind la beduinul care vedea cravată. Beduinul întreabă, hei, cum e, ai băut apă? Nu, că nu m-au primit fără cravată. E important să ne luăm cravata. E bine să fim pregătiți pentru că nu știm ce urmează. Cu toți așteptăm o lume perfectă. Tânjim după cetatea ideală, cum spunea Platon în Republica. În campania electorală, străzile sunt de aur, taxele sunt mici, economia prosperă, numai că se termină campania electorală și intrăm în realitate. Thomas Morus, scriitorul englez, a introdus în omenire termenul de utopie, un loc care nu există, un loc ideal, un loc, un loc perfect. De fapt, e locul după care tânjește fiecare din noi. Pentru mine, în ultima perioadă, este grădina mea mică. Pentru cei care mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook vedeți că postez, sunt obsedat, ar spune unii, de iarba verde. O banalitate. Grădina. Avem în noi această tânjire după un loc desăvârșit, un loc perfect. Literatura este plină de acest strigă după paradis. Câteva versuri din Argezi. V-am obișnuit cu pasirea de literatură, vă rog să mă iertați. O să vă citesc câteva versuri din Argezi. Grădina se chemase paradis și rai. Acolo, totdeauna ai mai. Oftează Eva a pustiu. Când povestește mai târziu copiilor ținuți în poală, de câte ori îi culcă și îi spală. Acolo anul ține, fără greș, de la caise până la cireș. De la cireșe până la caise. De două luni e anul, pare-mi se, ba mi se pare nici de atât. Nu-i viscol, ger și timp urât, doar poame bune cu toptanul. Cât e grădina și cât ține anul. Budai Deleanu în țiganiada vorbește despre paradis ca fiind locul unde sunt damigeane de vin și șiroai mari de cârnați pentru oamenii flămâți, mai țineți minte? Paradisul este locul spre care tânjești și locul ce are ceea ce tu nu ai. Cum ar fi să avem un limbaj din care să lipsească cuvinte precum mi-e frică, mi-e rușine, am ieșuat, mi-e frig, mi-e cald, mă doare, mă doare spatele un pic de la vremea asta. Probabil că am fi foarte săraci dacă am scoate astăzi toate cuvintele care sunt conotația răului. E o tânjire în noi după acel loc perfect. Și pentru că acel loc perfect să se întâmple, Dumnezeu are câteva lucruri de rezolvat. Haideți să deschidem la Apocalipsa capitolul 20 și vreau să citim mai întâi primele 10, capitole, primele 10 versete și apoi partea finală. Astăzi Dumnezeu ne pune în față faptul că diavolul și răul au un sfârșit. Slavă Domnului! Diavolul are un final pe care noi, biserica, îl știm. Diavolul este înfrânt și vine ziua când diavolul va fi întemnițat pentru eternitate când nu va mai fi rău. În al doilea rând, Hristos va veni pe pământ să domnească, spune textul de astăzi, o mie de ani. Pentru cei care nu aveți informația Biserica noastră are jos mama și copilul, pentru copiii care au nevoie de liniște și pentru ceilalți să vă încuraja să folosiți acest spațiu. Vă mulțumim. În al treilea rând, este judecata mare. Este judecata când un tron se ridică și Dumnezeu însuși judecă pământul după dreptatea Lui. Haideți să citim primele 10 versete. Apoi am văzut un cer, am văzut un înger care se cobora din cer și care avea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a înșfăcat balaurul, șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște tronuri. Și celor ce s-au așezat pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și al celor ce nu se închinaseră răfiarei și chipului ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Celorlalți morți, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este prima înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Și ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat din temnița lui și va ieși ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i aducă pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât foc și i-a mistuit. Diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde erau fiara și profetul mincinos. Și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Să ne oprim aici cu citirea. Primul lucru pe care îl găsim în acest text este că Dumnezeu elimină tot răul pas cu pas. Diavolul creat de Dumnezeu, cel care a stat în prezența lui Multă vreme, este la un moment dat alungat din cer pe pământ. Și iată câteva din etapele vieții diavolului. Prima dată îl întâlnim pe diavol ca fiind cel ce avea acces în cer la tronul lui Dumnezeu. Iov, capitolul 1, versetele 6 și 7. Fiul Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana. Era Consiliul de Administrație al Universului. Și satana s-a așezat la masă și a pus coatele pe masă și a stat la dialog cu toți ceilalți. Satana avea acces în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întreabă, de unde vii? El a răspuns, de la cutreierarea pe care am făcut-o pe pământ. Pentru că Adam și Eva au cedat teritoriile, diavolul, uzurpatorul, le-a luat în stăpânire. După ce i-a creat, după ce l-a creat pe Adam, Dumnezeu i-a spus acestuia, stăpânește pământul. Aceasta trebuie să fie sub stăpânirea, sub administrația ta. În momentul în care diavolul a înșelat-o pe Eva și Eva a discutat cu Adam și amândoi au ales să se compromită, proprietatea pe care o aveau de administrat a devenit a diavolului. Și asta este prima aplicație, din nou, pentru astăzi. Dumnezeu ne-a dat în stăpânire un teritoriu. Trupul nostru, familia noastră, curtea noastră, apartamentul nostru, sfera noastră de influență. Atunci când cedăm în fața compromisului, diavolul, uzurpatorul, este cel care ne fură dreptul de proprietar. Dar diavolul nu a avut acces pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Urmează etapa a doua când a fost aruncat din cer și pentru că Isus l-a biruit pe cruce. Iată ce am întâlnit în Apocalipsa, capitolul 12. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și în locul lor nu, locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare și cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală lumea, a fost aruncat pe pământ împreună cu și împreună cu el a fost aruncați toți îngerii lui. A doua etapă este că diavolul nu mai are acces în prezența lui Dumnezeu, dar diavolul are acces pe pământ și Isus îl numește stăpânitorul lumii acesteia. Pentru o vreme, diavolul are drept la acest pământ. Și nu trebuie să dăm prea multe detalii, pentru că știm cu toții ce înseamnă că diavolul are acces la acest pământ, la stricăciune, la boli, la rău, la război la tot felul de lucruri care ne înspăimântă, pentru că acestea, de fapt, sunt lucrarea diavolului. A treia etapă este cea despre care vorbim astăzi, când diavolul este legat și apoi este aruncat în iazul de foc. Dumnezeu pregătește terenul pentru a ajunge la acest moment, pentru că prima dată a distrus cetatea Babilon. În capitolul 18 întâlnim cetatea cea mare, Babilonul, curva cea mare, care cade Apoi Dumnezeu l-a prins pe cel care purta numele Fiarei, fiara care avea stăpânire pe pământ, a fost prinsă și aruncată în iazul cu foc, apoi a fost îndepărtat profetul mincinos, cel care de fapt aducea închinare balaurului. Și acum urmează ca Dumnezeu să-l îndepărteze pe însuși deavolul. Însuși, diavolul, balaurul cel mare, satana, va fi prins, legat, înlănțuit și aruncat. Putem să ne bucurăm? Avem un motiv să ne bucurăm că știm care este sfârșitul diavolului. Cel cu care ne luptăm în fiecare zi, nu așa? Ne-am săturat de hărțuiala lui. De atâtea intrigi, de atâtea conflicte, de atâtea vicii, de atâtea... Vine o zi când diavolul va fi trimis acolo unde trebuie să fie trimis pentru că Dumnezeul nostru este drept. Știți ceva? Diavolul urăște foarte mult acest capitol. Pentru că în acest capitol este dat pe față. Astăzi din nou noi stăm față în față cu adevărul lui Dumnezeu despre destinul celui care imită, care înșeală și care nu vrea singur să se ducă în iazul de foc. El știe care puțină vreme și nu vrea să stea acolo singur, ci vrea să înșele pe mulți, vrea să înșele neamurile. Scopul lui este să distrugă, să prăpădească, să ucidă, să dărâme. Dar slavă Domnului că destinul lui este cunoscut. O întrebare care se ridică acum este: care e originea răului? Dacă Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune, ca așa spune Genesa, cum de-a apărut răul? În Univers. Dacă Dumnezeu a creat lucrurile într-o stare perfectă, de unde a venit lui Lucifer ideea aceea de a păcătui? Este o întrebare grea, filozofică, nu vă răspund în detaliu, ci doar câteva adevăruri o să rostesc aici. Răul nu este o existență în sine, răul este posibil fiindcă binele este prea puțin sau absent. Răul înseamnă, de fapt, absența binelui. Este fric pentru că nu este cald, este întuneric pentru că nu este lumină. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer ca întreaga creație cu capacitatea de a alege. Pentru că îl iubește, pentru că ne iubește, Dumnezeu ne-a creat fără să fim niște roboței care în mod automat să-l iubim, să-l slujim și să ne închinăm lui. Ce Dumnezeu a pus, a riscat punând această capacitate în Lucifer ca și în noi. Dacă nu vă este de ajuns, vă invit la o dezbatere, la un club de debate. Al doilea adevăr din textul de astăzi este domnia lui Hristos de o de ani. Sunt câteva versete care vorbesc despre o mie de ani, de șase ori apare în Biblie, singurele dăți, sunt aici în textul pe care l-am citit, când întâlnim mileniu, domnia de o mie de ani. Vă rog să vă puneți centura de siguranță, Amintiți-vă că ați băut cafea dimineață, treziți-vă neuronii care au dormit și haideți să le luăm pe rând cele trei teorii mari cu privire la mileniu. Creștinii s-au poziționat într-un mod diferit, ba chiar s-au luptat legat de poziția față de mileniu, ce înseamnă o mie de ani. După studiu de acea, din această săptămână, nu pot să spun că am certitudini legate de care este abordarea corectă, ci am mai multe indicii despre cum nu ar trebui să fie. Hai să le luăm pe rând. Prima abordare a, a mileniului este cea numită premilenism. Milenism vine de la mileniu, premilenism, adică înainte de mileniu. Avem aici, pe rubrica aceasta din dreapta mea, din stânga voastră, prima venire a lui Hristos și aici avem eternitatea. Crucea este momentul când Hristos moare, evident. Cred că toată lumea știe ce este crucea. Necazul ce mare este perioada în care noi suntem acum și conform acestei teorii, a doua venire a lui Hristos declanșează mileniul. Mileniul este un pic mai hașurat pe această diagramă și după o mie de ani urmează judecata finală. Ați înțeles mai aici? Mă repet? Întrebați un prieten dacă n-ați înțeles. E simplu până aici. Um... Hristos este cel care conduce pământul în mileniu. Conform acestei teorii, Hristos se va întoarce și fizic va domni o mie de ani, cel mai probabil se zice în această abordare la Ierusalim pe scaunul de domnia lui David. Mulțumesc că faceți fotografii, arăt bine, da? Știu că nu la mine. Scaunul de lui David va fi locul de comandă al noului pământ și Hristos pentru o mie de ani, literalmente, va domni, va împărăți împreună cu toți sfinții care au fost în viață. A doua teorie este post-milenismul și conform acestei teorii avem mileniu spre care ne îndreptăm sau în care suntem și la sfârșitul acestui mileniu sunt simultan a doua venire a lui Isus și judecata de apoi. În această abordare postmilenistă, biserica are menirea de a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Biserica trebuie să pregătească pământul, să ocupe poziții de autoritate, să coordoneze, să dea deoparte răul, să evangelizeze lumea cu tot ce este în ea, astfel încât lumea să fie la sfârșit curată și Hristos să vină, să domnească, iar la sfârșit să avem judecata. Știu, e puțin probabil pentru că dacă ne uităm la lumea asta, cât de rea este și cât de puțini oameni cred, cred că este o teorie pe care nu prea putem să o îmbrățișăm. Ultima din puținele pe care le-am selectat, pentru că sunt foarte multe ramificații, este amilenismul. Adică totul este într-un mod simbolic interpretat. Suntem în mileniu, de la venirea lui Hristos întâia dată, până la a doua venire a lui Hristos și până la momentul judecății. Adică acum se întâmplă toate aceste lucruri despre care vorbim. Singura dificultate pe care o am legat de această interpretare este că în Biblie se spune că diavolul a fost legat. Ca să nu mai înșele neamurile. Și mie mi se pare că neamurile sunt cam înșelate, nu-i așa? Că parcă rușii nu sunt cuminți, și nici ucrainienii nu sunt prea protejați, și parcă se pregătește ceva urât. Se zicea că oamenii educați nu mai pornesc la războaie. Uite că se demonstrează că după 70 de ani n-am învățat nimic din istorie. Oamenii s-au luat la bătaie în primul război mondial ca să spună, hai să facem un război, ne batem bine, ca să fie războiul războaielor. Și după aceea să fim liniștiți. Ba că n-a fost așa. La puțină vreme a început al doilea război mondial. Era acum 2 ani și ceva, niciunul dintre noi nu se gândea că va începe un război ca acesta. Mi-aduc aminte de Gheorghe, cei care ați lucrat cu refugiații, știți pe Gheorghe, studentul din Ucraina, care era în biserica noastră înainte de război și l-am întrebat când se precipitau lucrurile. Gheorghe, zim -mi și mie, care e inside-ul tău despre uh, război? Crezi că o să înceapă războiul război în Ucraina? Nu, no, nu are cum să înceapă, pentru că rușii de mulți ani se joacă cu noi. Numai că a început războiul, și Gheorghe a fost foarte ocupat, și a avut mult de lucru, și ca el mulți alții. Acestea sunt uh, teoriile majore legate de, de a doua venire a lui Hristos. Ce vreau să vă spun este că, indiferent ce poziție avem, suntem mântuiți. Indiferent ce credem despre aceste interpretări, sunt adevăruri neesențiale. Am înțeles ceva din scriptură. Când Dumnezeu vrea ca un lucru să fie înțeles bine de toată lumea, îl spune clar, răspicat. Când Dumnezeu îmi cere ceva, când Dumnezeu vrea ca noi să știm ceva, ne spune clar, negru pe alb, să înțeleagă și cel fără minte, spune Biblia. Dar mai este un verset în Deuteronom, că lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și dacă Dumnezeu nu vrea să ne comunice foarte clar în ce an se întoarce și unde va avea scaunul de Domnie, dacă va domni pe pământ sau undeva în sfera înaltă, înseamnă că Dumnezeu are un scop pentru care nu face aceste lucruri și adevărul pe care îl primim de la El ne este de ajuns. Amin? Este suficient. Ca noi să putem avea o credință ancorată în Isus Hristos și să rezistăm până la capăt, pentru că asta este tema Apocalipsei: Celui care va birui, Celui care va rezista în fața compromisului, acela Dumnezeu îi va da binecuvântările. Sunt multe trimiteri în Vechiul Testament la mileniu. Se vorbește despre o pace mondială, nimeni nu va mai avea armate. Va chiar pace între animale, animale care se devorează, nu se vor mai devora. Lumea va fi plină de dreptate și pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Hai să citim câteva versete. Isaia capitolul 11, 10, 10 versete aici. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui. Va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credicioșia brâul, brâul, mijlocului, mijlocului său. Atunci lupul, uitați-vă ce profeție este aici, dacă o luăm metaforic e una, dacă o luăm literalmente înseamnă altceva, atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngreșate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor ruga împreună. Leul va mânca pai ca boul. Pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău, nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava lui va fi locuința lui. Profețiile au acest, această particularitate că se aseamănă cu un lanț muntos și în acest text, Isaia a profețește despre lucruri care s-au întâmplat în persoana lui Hristos cât a fost pe pământ, cei 30 de ani, dar lucruri care se vor întâmpla și mai târziu și în mileniu, ceea ce citim în Apocalipsă. Hai să citim și din Isaia 65, versetul 17. Căci iată, eu fac ceruri noi, asta vom întâlni în capitolul 21 din Apocalipsa, și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ce vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face căci voi preface Ierusalimul în veselie, pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. Și cel ce va muri la o vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui. Vor să divi și le vor mânca rodul. Vor, nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor să divi pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor. Și aleșii mei se vor bucura de lucru mâinilor lor. Nu vor munci degeaba, ci vor avea copii ca să-i vadă pierind. Nu vor avea, scuzați-mă, ca să-i să vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Și din nou, lupul și mielul vor paște împreună. Și așa mai departe. Când s-au împlinit aceste profeții? sau când se vor împlini. Probabil că în mii de ani. Dar ce înseamnă o mie de ani? Înseamnă o mie de ani? Sau este o metaforă? Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Amin. Când ajungem în ceruri, haideți să mergem toți la Dumnezeu să-L întrebăm aceste lucruri. Un alt concept din acest capitol, ca și când ar fi foarte simplu până acum, este cel despre întâia înviere. În această carte întâlnim două morți și două învieri. Prima înviere este clar aici menționată. E vorba de cei al căror cap a fost retezat de sabia romană, de toți martirii care vor învia, și aceștia vor domni împreună cu Hristos. Fericiți sunt cei care au parte de prima înviere. Evident că, în funcție de abordarea milenistă, prima înviere înseamnă câte ceva. Dați-mi voie să vă spun doar că prima înviere poate să însemne momentul iluminării, momentul nașterii din nou. Însă, în Apocalipsa 20, prima înviere este o, o înviere, nu spirituală neapărat, ci o înviere în trup. Și iată câteva versete pe care le întâlnim în Noul Testament, în 1 Tesalonice, în capitolul 4. Fraților, nu vrem să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci de vreme ce credem în Isus, că de vreme ce credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu prin Isus îi va aduce cu el pe cei ce au adormit. Și iată versetul 16, căci însuși Domnul, cu un glas poruncitor ca de Arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Este vorba de o înviere fizică a celor care au murit în Hristos. Și da, noi credem în învierea de apoi. Noi credem că vom învia. Și Noul Testament vorbește despre faptul că primii vor învia cei care au crezut în Domnul Hristos. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, vorbește despre mai multe etape ale acestei învieri. Primul rod al învierii cine este? Hristos. O parte a lumii astăzi sărbătorește Paștele, învierea lui Hristos. Hristos este primul rod, apoi noi, cei care vom fi rămas, vom învia. A doua înviere, și acest text ne lasă să înțelegem că va fi o înviere generală a tuturor atunci când Hristos va veni să judece. Dacă am lămurit treaba cu învierea, hai să mergem la morți. Fericiți sunt cei care nu gustă moartea a doua. Prima moarte este o moarte fizică, care te separă de oameni și de pământ. Și toți suntem Sortiți acestui destin, cu toții vom gusta moartea, dar moartea a doua este cea spirituală care te separă de Dumnezeu și de cer. Cu alte cuvinte, unii dintre noi nu vor avea parte de moartea a doua, conform acestui text. Pentru că moartea a doua înseamnă despărțirea pentru eternitate de Dumnezeu. Dar toți vom avea parte de moartea întâi, dacă Hristos nu va veni atunci când noi încă trăim. Întrebarea este ce poți să faci tu ca să ne ajungi la moartea a doua? Simplu este să ai parte de prima înviere. Cei care au parte de prima înviere, de nașterea din nou, de învierea în Hristos, sunt cei care vor trece pe lângă moartea a doua. Și apoi textul continuă spunând că după o mie de ani satan va fi dezlegat pentru puțină vreme? Și ne-am întrebat, dar de ce mai trebuie să fie dezlegat satan? Nu e așa de bine fără el? În acea perioadă când va fi, cum spune Arghezi, numai luna mai, când anul va fi de la Caici până la Cireș, de ce mai trebuie să fie dezlegat diavolul? Un motiv ar fi că Dumnezeu vrea să ne arate că chiar dacă Isus conduce pământul, oamenii vor fi încă sub influența celor rău atunci când domnia lui Hristos se va sfârși. Pentru că la sfârșitul celor o mie de ani, diavolul va înșela din nou oamenii. Sunt idealiștii, printre care și comuniștii, care cred că dacă avem un guvern corect, cu o moralitate de nezdruncinat, oamenii își vor ajusta comportamentul și omul va deveni mai bun pentru că va fi într-o paradigmă a conducerii perfectă iluzie. Chiar dacă Isus ar conduce pământul o mie de ani, după aceea noi suntem capabili de a fi înșelați de diavol. Pentru că diavolul este cunoscut în primul rând prin acest nume, înșelătorul. El este cel care momește, el este cel care fură, el este cel care profită de neascultare, de compromis. Și în momentul în care simte o vulnerabilitate, diavolul este cel care vrea să fure, să ia pentru sine. Acum, creștinii sunt încercați de cel rău să creadă că tot ce se zice despre diavol este o fantezie. Că, până la urmă, poate că nici iad nu exista. Pentru că nu e așa, Dumnezeu este bun dacă e Dumnezeu bun prin natura lui, cum ar putea el să trimită oameni în iad? Acolo unde este foc, pucioasă, despărțirea de Dumnezeu, lipsiți de viață. Dar cei care își permit să creadă că iadul este o iluzie, vor crede și că raiul este o iluzie. Și vor începe să spună totul este aici, iad, rai, acum trăim. Nu știm ce urmează după. De aceea trebuie să ne ancorăm în adevărul acesta și trebuie să trăim o viață echilibrată. Diavolul se bucură de două extreme. Se bucură atunci când îl vedem pe el în orice și atunci când nu este și când dacă bate vântul și suflă frunzele spunem, uite, un duh a venit și cel rău vrea să mă tulbure. Este extrem aceasta a hipersensibilității față de diavol. Cealaltă extremă este să spunem, diavolul nu există. E o poveste pentru oamenii de acum mulți ani, care trebuia să fie corijat și să stea în stăpânire, pentru că este un baobau, un rău care vine să prăpădească. Ei, cele două extreme sunt foarte mult iubite de diavol, pentru că diavolul știe că în acest fel ne va ține departe de un adevăr pe care Dumnezeu revelează, că diavolul există, dar că diavolul are un sfârșit pe care Dumnezeu l-a pregătit și pe care ne-l comunică, că diavolul va fi înfrânt. Slavă lui pentru asta! Foarte interesant este că îl întâlnim pe diavol prima dată în capitolul știți care? Din Genesa. Capitolul 3 din Genesa. Și ultima dată îl întâlnim pe deavol acum în Apocalipsa capitolul 20. Câte capitole mai sunt până la sfârșit? 3. Tot 3. 3 la început, 3 la sfârșit. Imaginați-vă acest lucru și chiar vă încurajez la masă de prânz să vă puneți Biblia să vă citească în timp ce mâncați. Genesa 1-2 Apocalipsa 21-22. Și vedeți ce stare este acolo. Păi în Genesa 1 și 2 ce se întâmplă? Dumnezeu creează lumea. Și toate au fost bune. Dumnezeu s-a bucurat. Adam și Eva în grădina Edenului se bucurau de comuniunea cu Dumnezeu. Urmează capitolul 3 când șarpele vine cu doiala și așa mai departe și urmează istoria aceasta a blestemului până în Apocalipsa capitolul 20 Capitolul 21. Iată că se coboară un cer nou și un pământ nou, noul Ierusalim. Nu va mai plâns nici jale. Afară sunt cei care ne-au ascultat de Hristos. Nunta mielului. Hristos este lumina. Mielul este făclia. Ce bucurie! Și atunci putem să gândăm din nou piesă. Ce bucurie am în Iisus! În absența diavolului există armonie. Ne bucurăm așteptând acea vreme când Dumnezeu îl va zdrobi pe deplin pe cel rău. Hai să citim ultimele versete din acest capitol, versetul 11 până la sfârșitul capitolului. Apoi, apoi, am văzut un tron mare și alb și pe cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu și-au mai găsit locul. Și am văzut pe morți, mari și mici. Stând în picioare înaintea tronului. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați potrivit celor scrise în cărțile acelea, după faptele lor. Marea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților i-au dat înapoi pe morții care erau în ele și au fost judecați fiecare după faptele lui. Apoi, moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este moartea a doua, iazul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Câteva adevăruri pe care le găsim în acest text, în primul rând, în fața lui Dumnezeu, în fața tronului mare care se deschide, Universul dispare și toți oamenii reapar. Atunci când ne gândim la Apocalipsa, ne gândim la faptul că prima dată oamenii mor și apoi Pământul rămâne nepopulat. Conform acestui text, prima dată Pământul și Marea dispar, nu-și mai găsesc locul și rămân doar oameni. Universul va pieri, dar toți oamenii care au trăit vreodată se vor ridica. Și vor sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, mari și mici. Oricine, bogat, sărac, din orice secol, toți în acea zi vor sta înaintea lui Dumnezeu, fără martori, pentru că Dumnezeu este apărătorul adevărului, fără juriu. Pentru că Dumnezeu este imparțial, fără niciun avocat, nici pentru apărare, nici pentru condamnare, pentru că Dumnezeu știe ce este adevărat. O mare de prizonieri în fața judecătorului și a scaunului său. Și acesta este un moment care ne dă fiori. Dar Dumnezeu vrea să știm asta, ca să ne pregătim. Vrea să ne luăm cravata pentru a intra în restaurant vine o zi când vom sta în fața scaunului de domnie. Și atât ce spune Isus în Matei, capitolul 25, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile și românii vor fi adunate înaintea lui și tu și cu mine, vom fi acolo. El îi va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care va a fost pregătită de la întemeierea lumii. Nu poți face nimic să schimbi două realități. Unu, că vei fi în fața tronului și doi, că vei fi ori la dreapta, ori la stânga. Nu există neutralitate. Nu există zona indecișilor. Eu și cu tine, în acea zi a judecății vom fi fie la dreapta, fie la stânga. Diavolul vrea să spună, n-are cum să fie așa, trebuie să fie o zonă purgatoriu, o zonă de nehotărâți, de agnostici, o zonă a celor care încă n-au luat decizie, au auzit despre Dumnezeu, au luat contact cu Evanghelia, dar între timp au zis să mai îmbătrânească ca să treacă timpul, să aibă experiențe. Minciuna înșelătorului este aceasta. Astăzi mă ascult și vreau să știi în autoritatea cuvântului lui Iisus Hristos că în ziua judecății vei fi fie la dreapta, fie la stânga marelui judecător. Toți oamenii, mici și mari, bogați și săraci, și urmează o scenă care ne îngrozește mai mult. Niște cărți au fost deschise. Cei cu acele cărți? Fiecare din noi avem o carte. Pe coperta unei cărți este scris numele meu Dorin Dumitrașcu, pe altă carte este numele tău. Și în acea carte sunt scrise toate faptele mele, toată viața mea. Tot ce am gândit, tot ce am făcut, tot ce am simțit. Unii dintre noi folosim jurnale, din gând în când și eu folosesc. Și în jurnal scriu când am chef și ce-mi convine. La acest jurnal al cerului este consenat tot. Din prima zi a existenței tale până când vei ajunge în fața tronului. E înfricoșător acest gând. Și spune Biblia că acele cărți au fost deschise. Asta înseamnă că acea informație va fi accesată de marele judecător. Dragule, Viața ta este o carte deschisă în fața lui Dumnezeu. Știe totul despre tine. Știe ce ai făcut, știe ce ai gândit, știe ce ai simțit. O întrebare, cât aveți curajul să ridicați mâna dacă sunteți de acord ca pe acest ecran să apară toate gândurile, acțiunile și sentimentele voastre din săptămâna trecută? E cineva? Avem un mincinos aici. Care a vrut să spargă gheața. Și nu e vorba de o săptămână, ci e vorba de o viață întreagă. Și Dumnezeu va avea acces la toată această informație. Slavă Domnului că nu se oprește aici textul. Și a mai fost deschisă o carte, care este Cartea Vieții. Aleluia! În acest moment de teroare, de groază, în acest moment de panică totală, Dumnezeu vine cu soluția. A fost deschisă cartea mierului, O altă carte pe care scrie numele lui Iisus Hristos. Și în acea carte, probabil că sunt scrise minunile pe care le-a făcut el, învățăturile lui, și undeva la anexie încep niște nume. Și începe acolo, Dorin Dumitrașcu, și așa mai departe. Dar numele cui este scris acolo? Numele celor care au crezut în Hristos. Numele celor care și-au spălat hainele ca să fie gata de ospățul Mielului. Și un detaliu de care trebuie să ții cont, astăzi este că Dumnezeu șterge păcatele noastre din cartea personală și ne scrie numele în cartea vieții. Apostolul Petru în ziua cinzecimii se adresează mulțimii și spune că Dumnezeu este cel care a șters păcatele. Și pentru timpul acela, acest verb a șters avea o conotație pe care noi nu o înțelegem asta. Ne trebuie o explicație. În acele momente se scria pe papirus. Și papirusul nu absorbea cerneala. Era o cerneală oarecum în relief, 3D dacă vrei. Și a șters înseamnă că Dumnezeu avea și un pix în formă de daltă cu care rădea acele fapte. Astfel se face că acele fapte nu mai sunt găsite. Nici cu infraroșu nu mai pot fi citite. Nu mai sunt. Așa că pe cartea mea, pot să spun astăzi, doar pentru că Hristos a făcut asta, voi găsi foarte multe pagini goale. Pentru că Hristos a luat penița și l-a șters. Coloseni ne spune că Iisus a luat zapisul, fistula, a luat documentul oficial care mă condamna și ziua când a murit pe cruce l-a pironit. Și tot ce-am făcut, tot ce-am gândit, tot ce-am simțit care au fost ofense față de Dumnezeu, au fost șterse cu acea peniță. Slavă mielului! Și numele meu este trecut în Cartea Vieții. Mă întreburi numele tău scris. Toți cei care n-au fost găsiți scriși în Cartea Vieții, în Cartea Mielului, au fost aruncați în iazul de foc împreună cu cine? Cu Balaurul și cu cele două fiare. Nu este niciun adevăr complex. Este simplu ca lumina soarelui. În ziua judecății, oamenii sunt în două categorii. Ești pe barba ta, adică ai cartea ta, sau ești scris în cartea mielului. Atât. Dragilor care mă auziți aici sau pe internet, Trăim într-o perioadă a Harului când Dumnezeu face ca Evanghelia să se audă. Și dacă astăzi ai auzit acest cuvânt, Dumnezeu îți dă șansa ca tu să faci acest transplant ca numele tău să fie scris în cartea mielului. Cum poți face asta? Prin pocăință. Mărturisind păcatele tale toate, unul câte unul, în fața lui Dumnezeu, și în acel moment, Dumnezeu ne garantează că numele noastre sunt scrise în Cartea Vieții, pentru că El este credincios și nu pentru că noi merităm acest lucru. Vine o zi când lumea se desparte în două. Iar destinul celor două gloate va fi diferit. Dacă mă asculți, vreau să te întreb ceva personal. Ești aici? Nu ai vrea să ne întâlnim în rai? Ce mai aștepți? Oare ce trebuie să mai facă Dumnezeu să-ți spună că te iubește? Că viața fără Hristos este moarte? Că te bălăcărești în păcatul lumii, căutând un strop de fericire? când Hristos este sursa vieții. Trăiește în întuneric, iubește obscuritatea, te ascunzi de oameni, te ascunzi de tine, fugi de tot și de toate. Pentru că ți este rușine să vii cu faptele tale la lumină, pentru că lumina este Hristos și El pune reflectorul pe păcatele tale. Dar aceasta este singura soluție să accepți ca lumina lui Hristos să strălucească în inima ta și în acel moment să fii transbordat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Fără Hristos toți suntem dușmane lui Dumnezeu. Fără Hristos suntem fii ai întunericului. Dar Dumnezeu vrea să ne strămute în împărăția dragostei Lui. Vreau să închei cu un text din să în capitolul 5. cât despre vremuri sau soroace nu e nevoie să vi se scrie fraților. Premilenism, amilenism, postmilenism, ramificații. Ia Domnului asta. Voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și siguranță, atunci, un prăbăd neașteptat se va abate peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și cu niciun chip nu vor scăpa. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, astfel încât ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fie ai luminii și fie ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, ci ai nici ai întunericului. De aceea, să nu mai dormim ca ceilalți, ce să veghem și să fim treji. Că cei ce dor, dor noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa a credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea, mântuire. Fiindcă Dumnezeu, ascultați ce spune aici Biblia, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și zidiți-vă unii pe alții, cum și faceți. Pentru unii oameni, tronul de judecată este groază, fuge pământul de sub picioare la propriu, pentru că sunt copii ai întunericului. Pentru cei care au speranța lui Hristos, acea zi este ziua glorioasă. Când vom celebra faptul că durerea s-a dus, păcatul a fost înfrânt, viciile au dispărut, moartea a fost înghițită, locuința morților a dispărut și Hristos domnește. Vreau să întreb pentru ultima dată, unde vei fi în acea zi? Destinul tău este în joc, Astăzi Evanghelia răsună. Nu ai garanția zilei de mâine. Dumnezeu îți socotește această zi ca fiind ziua în care trebuie să iei hotărâri. Nu este ziua de mâine la dispoziția noastră. Nimeni nu știe cât trăiește. Zilele trecute a căzut o dronă în insula Marea Brăilei. Nimeni nu știe de unde provine. Dar toți știm. Cine ne garantează că mâine ne vom scula în patul nostru? De unde știm că inima noastră va mai bate încă o oră, încă o zi, încă o etapă a vieții? Dragilor, nu luați decizii de frica iadului, dar țineți cont de această realitate, pentru că în dragostea lui Dumnezeu ne spune acest adevăr. Vine o zi când orice om, mic sau mare, tânăr sau bătrân, va sta în fața scaunului de judecată și acolo fiecare va fi judecat după faptele lui. Atenție, aici este o nuanță. Noi toți suntem mântuiți cum? Prin credință, dar vom fi judecați cum? După fapte. Intră cine vrea, rămâne cine poate. Ești mântuit prin credință și atât, însă Hristos te așteaptă ca tu să rămâi fără compromis. Dacă știi că ești păcătos și dacă știi că haina ți este murdară astăzi, astăzi, ascultă glasul lui Dumnezeu și astăzi împacăte cu Creatorul tău. Astăzi, Hristos este capabil să-ți ierte păcatele și să-ți scrie numele în Cartea Vieții. Hai să plecăm capetele. Avea să te invit la un moment de liniște să-ți răspunzi la întrebarea este numele tău scris în cartea vieții? Cum stai cu compromisul? Cu minciunile? Cum este inima ta? Este inima ta a Domnului? Vreau să mă rog ca biserică să ne rugăm pentru cei care astăzi vor să-ți ceară iertare, să se pocăiască, adică să se întoarcă de la păcat spre Dumnezeu. Dacă ești aici și vrei această rugăciune, te rog să ridici o mână acolo unde te găsești. Și în acest fel vom ști că ne rugăm pentru tine. Dacă vrei ca astăzi să te pocăiești, te rog să ridici o mână acolo unde ești tu. Doamne, mă rog pentru noi toți care suntem în dimineața asta aici. Mulțumesc pentru Evanghelia pe care ne-ai dat-o astăzi. Și mă rog astăzi ca toți să avem numele scris în Cartea Vieții. Te rog, iartă-ne păcatele. Iartă-ne pentru minciuni, iartă-ne pentru necurății, iartă-ne pentru îndoieli, iartă-ne pentru nesaturnicia noastră. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog astăzi ca Tu să ne ierți pe toți, Doamne. Doamne, mulțumim că aduci ziua când diavolul va fi alungat în iazul de foc. Adă, Doamne, acea zi cât mai curând. Dar până atunci dă-ne putere tuturor să veghem, să ne păstrăm inima curată, să luptăm pentru a avea sfințirea Ta, Doamne, pe conștiința noastră. Te rugăm toate acestea în numele Domnului Isus.